Dragi ascultători, dragi telespectatori, ne pregătim de Sfânta Liturghie. Începe Sfânta Liturghie de deschidere oficială a pelerinajului la Sanctuarul Național Marian de la Caceca. Sfânta Liturghie va fi prezidată de Părintele Damian Gheorghe Pătrașcu, ministrul provincial al Ordinului Fraților Minori Conventuali. Să rămânem așadar în comuniune de rugăciune la Radio ECSFM și la televiziunea catolică Angelus TV. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Damian Gheorghe Pătrașcu, dragi confrați preoți, dragi pelerini, cinstitori ai Preacuratei Fecioare Maria, tuturor vă spun din toată inima, bine ați venit la Sanctuarul Maicii Domnului de la Caceca. Motoul ales pentru anul acesta în dieceza noastră de Iași este: toți erau adunați în același loc. Cartea Faptele Apostolilor o situează pe Maica Domnului în cenacol,
care împreună cu apostolii îl așteptau pe Duhul Sfânt în rugăciune. Când a sosit ziua Rusaliilor, toți erau adunați împreună în același loc. Dragi cinstitori ai Maicii Domnului, sanctuarul Maicii Domnului de la Cacica devine pentru acest pelerinaj un cenacol, unde toți împreună, într-un cuget, adunați în jurul Maicii Domnului, ne unim în rugăciune. Cu acest spirit de comuniune ne predispunem sufletește, ne rugăm pentru pace în lume și încredințăm lui Dumnezeu toate intențiile noastre cu care am venit în acest pelerinaj prin mijlocirea mamei noastre cerești. Fraților, să ne recunoaștem păcatele pentru a celebra cum se cuvine Sfintele Taine. Mărturisesc. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Excelsis Deo. Gloria in excelsis, in excelsis Deo. Et in terra pax homi bone voluntatis, voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te. Omnipotens, Dominus.
Să ne rugăm, dă-ne, Doamne Dumnezeule, harul ca noi, slujitorii Tăi, să ne bucurăm de sănătatea neîncetată a minții și a trupului și prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria, pururea Fecioară, să fim mântuiți de tristețea de acum și să ne bucurăm de fericirea veșnică, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Cartea Esterei. În zilele acelea, regina Estera și-a căutat scăparea la Domnul, fiind cuprinsă de agonia morții. Și-a scos hainele ei de cinste și a îmbrăcat haine de strâmtorare și plâns, iar în locul miresmelor de măreție și-a presărat cenușă și gunoi. Trupul și l-a umilit foarte mult, iar orice loc al bucuriei l-a umplut cu șuvițe din părul ei și l-a rugat pe Domnul Dumnezeului Israel, zicând: Domnul meu și regele nostru, Tu ești unic, ajută-mă pe mine, care sunt singură și nu am pe nimeni să mă ajute în afară de Tine, căci pericolul meu este lângă mine. Am auzit de când m-am născut în tribul părinților mei că Tu, Doamne, l-ai luat pe Israel dintre toate popoarele și pe părinții noștri, dintre toți strămoșii lor, spre moștenire veșnică și le-ai făcut tot ceea ce le-ai spus. Amintește-ți, Doamne, fă-te cunoscut în timpul suferinței noastre și dă-mi curaj, Rege al Dumnezeilor și Stăpân al tuturor puterilor. Pune cuvânt potrivit în gura mea înaintea acestui leu și schimbă inima lui spre ură față de prigonitorul nostru, spre pieirea lui și a celor de aceeași gândire cu el. Pe noi scapă-ne din mâna Lui și ajută-mă pe mine, care sunt singură și nu am pe nimeni în afară de Tine, Doamne.
Cuvântul Domnului. Milostivirea Domnului rămâne din neam în neam. Milostivirea Domnului rămâne din neam în neam. În tine și-au pus speranța părinții noștri, au sperat și tu i-ai eliberat. Către tine au strigat și au fost mântuiți. În tine au nădăjduit și n-au fost făcuți de rușine. Tu m-ai scos la lumină din sânul mamei mele, m-ai pus în siguranță la pieptul mamei. Spre tine m-am îndreptat de când m-am născut, din sânul mamei mele tu ești Dumnezeu. Tău, fraților mei, în mijlocul adunării te voi lăuda. Cei care vă temeți de Domnul, lăudați-l. Toată seminția lui Iacob, preamăriți-l. Să se teamă de el toată seminția lui Israel. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Galateni. Fraților, când a venit împlinirea timpului, Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei care sunt sub lege, ca să primim înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Fiului Său în inimile noastre, care strigă, Abba, Tată, așa încât nu mai ești sclav, ci fiu. Iar dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Regina milostivirii, mângâierea și ajutorul tuturor.
Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Când s-au împlinit zilele purificărilor după legea lui Moise, părinții lui Iisus l-au dus la Ierusalim ca să-l ofere Domnului, după cum este scris în legea Domnului: orice prim născut de parte bărbătească va fi numit sfânt pentru Domnul, și să aducă jertfă, după cum este spus în legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Și iată că la Ierusalim era un om cu numele Simeon. Și acesta era un om drept și evlavios, care aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era asupra lui. Îi fusese revelat de Duhul Sfânt că nu va vedea moartea înainte de a-L vedea pe Hristosul Domnului. A fost condus de Duhul Sfânt la templu, iar când părinții l-au adus pe copilul Iisus ca să împlinească obiceiurile legii cu privire la el, l-a luat în brațele sale și l-a binecuvântat pe Dumnezeu spunând: acum slobozește-l pe slujitorul tău, stăpâne, după cuvântul tău, în pace, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor, lumină spre luminarea neamurilor și slava poporului tău, Israel. Tatăl și mama lui Iisus se mirau de cele spuse despre el. Simeon i-a binecuvântat și a spus Mariei, mama lui: iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora în Israel și ca semn de contradicție, ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi, iar o sabie va străpunge sufletul tău. Era acolo și Ana, profetesa, fiica lui Fanuel, din tribul lui Asher. Aceasta era mult înaintată în vârstă. După ce trăise cu bărbatul ei 7 ani de la fecioria ei, era acum văduvă și ajunsese la 84 de ani. Ea nu părăsea templul, slujind zi și noapte prin posturi și rugăciuni. Fiind prezentă și ea, îl mărturisea pe Dumnezeu și vorbea despre copil tuturor acelora care așteptau eliberarea Israelului. Când au împlinit totul după legea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. Iar copilul creștea și se întărea, plin de înțelepciune, și harul lui Dumnezeu era asupra lui. Cuvântul Domnului. Laudă-ți-e, Hristoase!
Cucernice Părinte Damian Gheorghe Pătrașcu, ministru provincial al fraților franciscani conventual din România, precuvioși părinți, iubiți frați și surori în Hristos, lăudați să fie Iisus și Maria. Suntem aici la Cacica, în sanctuarul închinat Maicii Domnului, și împreună cu noi se unesc în rugăciune toți cei care ascultă această sfântă și dumnezeiască liturghie prin intermediul postului de radio RCS FM al Diecezei Catolice de Iași sau la TV Angelus al Arhidiecezei Catolice de București. Astăzi, în calendarul Bisericii Catolice de Rit Latin, este pomenit Sfântul Maximilian Maria Kolbe, un fiu al Poloniei, un preot al Bisericii de Cracovia, un fiu al Sfântului Francisc de Assisi, care a descoperit în persoana Fecioarei Maria cel mai simplu, dacă îmi permiteți, vehicul, cale, cea mai simplă cale de a ajunge la Iisus. Și spunea Sfântul Maximilian, prin Maria la Iisus. Iată, aș vrea să cred că fiecare dintre noi, aici, acum, asemenea bătrânului Simeon din Evanghelia ce s-a citit, îndemnați de Duhul Sfânt, plin de credință și speranță, am venit aici pentru că așteptăm mântuirea noastră, mântuirea poporului creștin pentru care ne vom ruga în aceste zile, prin Maria la Iisus, pentru că avem această convingere că ea ne va călăuzi și împreună cu ea vom ajunge să-L cunoaștem pe Iisus ca să-L putem iubi. Există o cântare din popor închinată Maicii Domnului, care sună cam așa: O Măicuță Sfântă, cu drag am venit la tine, Măicuță, într-un loc sfințit. Am venit, Măicuță, să te mai vedem, să-ți spunem necazul care îl mai avem. Și cred că niciunul dintre cei prezenți nu are un necaz, nu are o supărare, nu are nevoie de un ajutor pe care să-l ceară de la Dumnezeu și ca să-l obțină, o cheamă în ajutor pe Fecioara Maria. Și cred eu că rugăciunea mamei este ascultată cu drag de Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dar și Fiul Mariei. Pentru un timp am slujit în această comunitate și am avut ocazia să întâmpin nu o dificultate, dar o situație de contradicție. Creștini care, aparținând altor confesiuni, la un moment dat ne-au întrebat pe noi, cei de la sanctuar, de ce voi catolicii împreună cu ortodoxii o cinstiți pe această femeie, Maria? Care este motivul, de vreme ce unicul mântuitor, unicul mijlocitor,
Între Dumnezeu și oameni este Iisus Hristos. Fraților, le răspund lor în speranța că același răspuns și voi cei prezenți și toți cei care, asemenea mie, mărturisiți această credință. Maria nu este o simplă femeie. Nu este o femeie oarecare. Nu este o simplă mamă. Ea este mama lui Dumnezeu. Mama Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și cred eu că orice minte sănătoasă ar putea să înțeleagă acest adevăr. Pentru că, vedeți, învățătura bisericii noastre ne spune categoric că în credința noastră Fecioara Maria este aceea care ne călăuzește, ne poartă la Hristos. În ansamblul credinței noastre, rolul Fecioarei Maria nu este acela de a-L înlocui pe Hristos. Maria nu este un intermediar între Dumnezeu și om. Nu. Maria ne este mamă și ca orice mamă ne pune în relația noastră dreaptă cu Fiul lui Dumnezeu, cu Dumnezeu. Dacă noi vom înțelege care este rolul Fecioarei Maria în viața noastră de credință și urmând învățătura Bisericii Catolice, vom apela la ajutorul Fecioarei Maria, nu vom greși niciodată. Același Sfânt Maximilian Kolbe spune într-una din scrisorile sale adresate membrilor Armatei Maicii Domnului așa: să nu vă fie teamă să o iubiți pe neprihănita, iubiți-o cu toată ființa voastră, să nu vă fie teamă, pentru că niciodată nu veți reuși să o iubiți mai mult decât Iisus Hristos, Fiul ei. Iubiți-o pe neprihănita și atunci voi veți ajunge să stați în fața lui Hristos. Vedeți? E suficient să răsfoim paginile Sfintelor Evanghelii și puținele referințe care sunt scrise acolo despre Fecioara Maria, ne sunt suficiente ca să înțelegem rolul devoțiunii și iubirea noastră față de Fecioara Maria. Ea este mamă. Și nu cred că există o minte sănătoasă care să urască, să-și urască mama. Nu cred că există un copil bine educat care să nu-și prețuiască mama. Doar numai cei răi, numai cei bolnavi care nu au uzul rațiunii, nu știu cine este mama lor și cât este de importantă pentru viața lor. Noi suntem aici pentru că o simțim pe Fecioara Maria ca fiind mamă. Iar ea este aceea care ni-l înfățișează pe Fiul ei. A început să facă lucrul acesta de la început, așa cum vedem în Evanghelia după Sfântul Luca, unde se vorbește despre venirea magilor. Au găsit pe prunc și pe mama lui și Fecioara le-a prezentat pe Fiul ei prunc. Dacă ne uităm în icoanele mai vechi,
vom vedea că întotdeauna Fecioara Maria este reprezentată având în brațe pe pruncul Iisus. Și asta pentru ca noi, privind icoana, să contemplăm și să iubim și pe Fiul, dar și pe mama Lui. Vedeți, Maria nu este numai mama lui Iisus Hristos. Maria este mama noului om, acelui om despre care Ioan Evanghelistul dă mărturie spunând cuvintele pe care le-a rostit Pilat atunci când, prezentând mulțimii pe Iisus după ce a fost biciuit, a exclamat: Ecce omo, iată omul. Maria ne-l prezintă pe Hristos și ne spune: iată omul, omul cel nou, zămislit în sânul ei feciorelnic prin puterea Duhului Sfânt. Și vă spuneam că Maria nu este numai mama lui Iisus, dar este și mama tuturor celor care prin credință, care este darul lui Dumnezeu, prin apă și Duh Sfânt au fost renăscuți la viața cea nouă a Harului, devenind fiii lui Dumnezeu. Adică mama noastră. E simplu. Nu avem nevoie de argumente împotriva celor care nu reușesc să accepte acest adevăr. Maria este mama ucenicilor. Spunea la început părintele rector al sanctuarului că Maria este împreună cu noi, așa cum a fost la începutul bisericii, în comunitatea celor 11 care așteptau rusaliile. Și asta ne face să credem că este aici, împreună cu ucenicii din anul 2023, care sunt aici pentru că invocă o nouă revărsare a Duhului Sfânt, în așa fel încât totul în viața noastră să fie reînnoit. Totul în viața noastră, prin puterea Duhului Sfânt, să fie resfințit, în așa fel încât, întorcându-ne acasă, noi să purtăm cu noi bucuria unei noi experiențe, a unei noi revărsări a Duhului Sfânt. Credința noastră în Dumnezeu se desăvârșește în timp. În timpul în care noi trăim, Dumnezeu intră în istoria noastră personală, în viața fiecăruia dintre noi. Așa cum într-o zi, prin Fecioara Maria, întrupându-se de la Duhul Sfânt, s-a născut din ea și a intrat ca om în această lume. Și din clipa aceea, Maria a devenit poarta. Poarta cea nouă prin care umanitatea, omenirea, poate privi spre Dumnezeu, iar Dumnezeu vrea să intre în comuniune de iubire cu fiecare om. Dacă ar fi să luăm toate referințele din Sfânta Scriptură, din Vechiul Testament, pe care noi le putem atribui icoanei, imaginei, personalității Fecioarei Maria, ne-am dat seama că Fecioara Maria este deja prezentă în paginile Scripturii într-un fel sau altul, într-o persoană sau alta. Iată, prima lectură luată din Cartea Esterei ne vorbește despre o situație de fapt, acolo unde poporul lui Israel, dus în robia Babilonului, este dat pe irii, din cauza răutății umane. Dar este acolo conștient de faptul că, abandonând calea cea dreaptă,
a alianței cu Dumnezeu își merită soarta. Și am auzit cum regina Estera îi cere ajutorul lui Dumnezeu nu pentru ea. Ea stătea bine, stătea în casă împărătească, era împărăteasă, dar cere pentru poporul său. Cere ajutor și spune toată nădejdea în Dumnezeu. Și cât de frumoase sunt aceste cuvinte: Dumnezeul meu și regele meu, Tu ești unic, ajută-mă pe mine care sunt singură și nu am pe nimeni să mă ajute în afară de Tine. Aceste cuvinte ar trebui să constituie o rugăciune continuă pentru noi. Pentru că dacă nu ar fi Fecioara Maria, dacă nu ar fi rugăciunea de mijlocire a sfinților și a fraților noștri în credință, am fi singuri. Și istoria se termină frumos. Soarta poporului evreu se schimbă în bine. Și asta pentru că regina Estera a mijlocit pentru poporul ei. Oare ar fi o greșeală dacă noi acum, în aceste momente, ne-am gândit că de fapt Estera este imaginea Fecioarei Maria, împărăteasa și Doamna noastră, de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, care în aceste clipe se roagă și mijlocește pentru noi, la bunul Dumnezeu, ca să ne izbăvească nu de un om, ci de furia diavolului care ne ispitește și se împotrivește în fiecare clipă a existenței noastre. Iar noi, din cauza lui, trebuie să ducem o luptă continuă, împotrivindu-ne lui până la sânge, așa cum ne învață Apostolul în scrisoarea către evrei. Puterea Fecioarei Maria de a veni în ajutorul nostru i-a fost dăruită de Hristos, Fiul ei, Cel care s-a zămislit în sânul ei feciorelnic prin puterea Duhului Sfânt. Da, Hristos i-a dat mamei sale puterea de a mijloci, de a se ruga, de a interveni în favoarea noastră. În a doua citire luată din scrisoarea către Galateni, l-am auzit pe Apostolul Paul care spune categoric: totul s-a înfăptuit prin lucrarea lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt, dar și prin colaborarea unei femei. Când a venit plinirea timpurilor, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei care erau sub lege, ca să dobândim înfierea. Spunând aceste cuvinte, Apostolul Paul, înainte de a ne ajuta să înțelegem că Iisus Hristos nu este un mit, nu este o poveste, dar este o persoană care s-a născut, ne spune că El s-a născut din femeie și s-a născut supus legii. Iar Maria, după învățătura Apostolului Pavel sau Paul, este locul întrupării, locul coborârii Fiului lui Dumnezeu care vine în trup și care vine supus legii într-un popor, în poporul evreu. Maria este locul înjosirii, al smereniei lui Dumnezeu. Iar noi mărturisim și credem că în Iisus Hristos, a doua persoană din sânul Sfintei Trăimi, Dumnezeu adevărat și om adevărat, există această natură, natura umană și natura dumnezeiască. Ea, Fecioara Maria, aceea care a fost aleasă de Dumnezeu și a fost umplută de har, cum spune îngerul Gabriel, reprezintă icoana omului desăvârșit,
nu pentru faptele sale, ci din voința lui Dumnezeu, care prin harul Duhului Sfânt sfințește și transformă totul, chiar din nimic, chemând la existență, folosindu-se de participarea omului și ridicându-l pe acesta la o demnitate atât de mare. Maria este o dovadă. Este în același timp persoana cea mai mare, dar și cea mai mică. Cea mai mare pentru că Dumnezeu a privit la smerenia slujitoarei sale și a ales-o, a ferit-o de stricăciunea păcatului și a făcut din ea vasul cel mai ales, din care s-a născut după trup Fiul Său. Dar în același timp, Maria rămâne cea mai umilă creatură, făptură de pe fața pământului. O spune ea: iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul Tău. De ce alergăm noi la Fecioara Maria? Dacă am răsfoit paginile Evangheliei după Sfântul Ioan, acolo am vedea, în capitolul 2, episodul acela cunoscut, arhicunoscut, nunta din Cana Galilei. Acolo unde Fecioara Maria devine motiv de speranță pentru noi, tocmai pentru că ea intervine în favoarea acelor tineri care la un moment dat se află în dificultate. În acel pasaj spune evanghelistul așa: s-a făcut o nuntă în Cana Galilei și mama lui Iisus erau acolo. A fost chemat și Iisus cu discipolul lui la nuntă. Mama și fiul împreună la același eveniment. Să fi fost oare o simplă coincidență? Să fi fost oare vorba doar de o legătură de rudenie sau de amiciție, motiv pentru care cei doi, mama și fiul, fiul și mama, se aflau acolo? Sau poate făcea parte din planul lui Dumnezeu? Pentru că la finalul acestui episod, evanghelistul notează: aceasta a făcut-o Iisus ca început al semnelor în Cana Galilei și s-a arătat gloria Lui, iar discipolii Lui au crezut în El. Iată, nimic nu e lăsat la voia întâmplării. Toate sunt orânduite de Dumnezeu. Toate. Și în viața Fecioarei Maria, dar și în viața noastră. Iubiți credincioși, așa cum Fecioara, atunci când mirilor a început să le lipsească vinul, a intervenit la Iisus, așa vrea să facă pentru fiecare dintre noi. Acum, azi, mâine, a făcut-o și ieri, o va face ori de câte ori, îi vom permite să fie prezentă în viața noastră. Iată de ce o iubim noi pe Fecioara Maria, de ce alergăm la mijlocirea ei, pentru că ea este atentă la suferința fiecăruia dintre noi. Evanghelistul nu ne spune că cineva s-a dus la ea și a spus: a ta ești mama învățătorului, avem situația asta, nu știi, ar putea să facă ceva? Nu spune nimic. Dar ne spune doar atât, că în acel moment, lipsind vinul, Maria s-a dus la Iisus și a dat seama, pentru că era atentă la ceea ce se întâmpla, pentru că trăia acel moment cu toată dăruirea, cu toată persoana ei. Nu așa cum se întâmplă de multe ori în viața noastră, aproape că suntem absenți și la realitățile noastre personale.
dar apoi la cei din jurul nostru. S-a dus la Iisus și i-a prezentat situația de fapt. Nu mai au vin. Pentru că nu mai aveau vin. Și cunoaștem răspunsul lui Iisus. Și aici aceia care consideră că acele cuvinte pe care le-a spus Iisus sunt jignitoare aduse la adresa Fecioarei Maria, nu e altceva decât o interpretare eronată din partea lor. Pentru că Maria, în acel moment, este exemplu de cea mai mare încredere. Înainte de a vedea ce avea să se întâmple sau ce ar fi urmat, Maria spune slujitorilor, faceți tot ce vă va spune. Și într-adevăr, în credință, Maria a anticipat ceasul lui Iisus. A văzut deja minunea prin credință și a avut atâta încredere încât le-a spus servitorilor, faceți tot ce vă va spune. Maria privește la fiecare dintre noi și știe dacă în viața noastră, în momentul acesta, lipsește vinul sau dacă, știu eu, s-a oțetit. Și ne spune fiecăruia, faceți tot ce vă va spune. Cine? Duhul Sfânt, în acest timp de har. Pentru că Duhul Sfânt va vorbi în sufletul fiecăruia dintre noi, invitându-ne la o schimbare a vieții noastre, la o reînnoire a credinței noastre. Da, Maria este atentă la ceea ce se petrece în jurul ei, pentru că ea este slujitoarea Domnului în smerenie. Și așa este, fraților. Cine uită de sine, are ochi pentru ce se întâmplă de jur împrejurul ei. Luați, de exemplu, o mamă devotată. Uită de sine. Se dăruiește cu totul familiei, copiilor, soțului, grijilor case, ale familiei. Uită de sine. E prima care se trezește, ultima care se culcă. E ultima care se așează de la masă, prima care se ridică de la masă. Și așa mai departe. Așa a făcut Maria atunci la nunta din Cana Galilei. Și mai ales, prin gestul ei, Maria ne spune că vrea să ia parte la viața fiecăruia dintre noi. Dar nu singură. Ea este mereu împreună cu Iisus, ca la nunta din Cana. Dacă îi invităm în viața noastră. Vedeți, Dumnezeu este o persoană foarte bine educat, cu bun simț. Nu intră, nu dă buzna peste noi. Spune Mântuitorul, iată, eu stau afară la ușă și bat. Dacă cineva aude și îmi deschide, voi intra la el. Deci noi, în aceste zile, astăzi și mâine, să fim foarte atenți, pentru că el bate. Bate cu insistență și vrea să facă o minune în viața noastră. Poate nu minunea pentru care am venit noi să ne rugăm, dar minunea pe care o vrea El, știți care este? Ca noi să ne regăsim pe noi înșine și să redescoperim sensul vieții noastre de credință. Și la sfârșitul tuturor acatistelor pe care Mântuitorul, îmi imaginez eu că le va citi, trage o concluzie și trimite un răspuns tuturor. Știți care? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și apoi restul vi se va da vouă. Căutați mai întâi ca Dumnezeu să fie centrul vieții voastre, al preocupărilor voastre și veți vedea că atunci munca voastră, dorințele voastre de bine și frumos vor deveni realitate și pentru voi și pentru cei dragi
pentru care voi ați venit să vă rugați aici, acum, la Cacica. Da, Maria se roagă cu noi sau mijlocește pentru noi, învățându-ne să ne așezăm în atitudinea cuvenită în fața lui Dumnezeu, pentru ca în felul acesta să fim ascultați de Dumnezeu. Să fim foarte atenți, pentru că atunci când ne prezentăm în fața lui Dumnezeu, noi trebuie să avem un anumit tip de comportament, să avem o anumită atitudine în fața lui Dumnezeu. Și spunea zilele trecute, când l-am pomenit pe Sfântul Ioan Maria Vianney, că de multe ori este câte unul intră în biserică grăbit și din tocul ușii spune: „No, am două vorbe să-ți spun și am plecat, că n-am timp. Vezi tu, ai grijă cum rezolvi lucrurile mele.” Maria ne pune în atitudinea cuvenită în fața Fiului Său, cu motivul ca să fim ascultați. Dar în același timp, ea este aceea care înfățișează nevoile noastre. Și, pe de altă parte, ne spune să avem curajul acesta de a urma, de a face ceea ce Iisus ne va spune. Poate că zilele acestea, unora Iisus ne va spune: de la tine mă aștept la mai multă pocăință, la mai multă bunăvoință, la mai multă răbdare, la mai mult. Faceți tot ce vă va spune, ne îndeamnă Fecioara, și veți vedea că veți primi răspuns la rugăciunile voastre. Cine nu se simte în siguranță atunci când mama este lângă el? Cine se simte mai orfan decât acela care nu mai are o persoană căreia să-i spună mamă? Ei bine, mijlocirea Mariei prezentă și încrezătoare, atentă și prevenitoare, ne împinge la convertirea inimii, îndemnându-ne spre Iisus, alături de ea, ne îndreaptă spre Iisus, ne abate de la noi înșine și ne redicționează către Iisus, prin Maria la Iisus. Ioan Evanghelistul termină episodul acela de care vă vorbeam, spunând că după ce slujitorii au făcut ceea ce Iisus le-a poruncit, adică să umple vasele acelea cu apă, minunea preschimbării apei în vin s-a înfăptuit. Dar după ce slujitorii au făcut ce le-a spus Iisus, să nu așteptăm niciodată ca minunea să se înfăptuiască în viața noastră dacă mai întâi nu facem ceea ce Iisus ne cere. Pentru că, într-adevăr, una dintre condițiile pentru ca Harul lui Dumnezeu să schimbe ceva în viața noastră este ascultarea față de inspirațiile acestea ale Duhului Sfânt. Fraților, concluzia vine de la sine. Atâta timp cât noi vom urma îndemnurile Mariei și în viața noastră vom căuta să facem tot ceea ce Iisus ne cere prin învățătura Sfintei Evangheliei, predicată cu multă autoritate și claritate de Sfânta Biserică Catolică, vom obține mereu ajutorul pe care îl nădăjduim astăzi, mâine și în fiecare zi de la Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul Fecioarei Maria. La sfârșitul acestei predici, cu toată ființa, vă îndemn să nu încetați să o iubiți pe mama cerească. Și pentru dumneavoastră îmi ridic glasul și o rog așa pe Fecioara Maria: roagă-te, măicuță, pentru al tău popor, care strigă într-una pentru ajutor. Maică preacurată, roagă-te mereu pentru lumea întreagă
pentru neamul tău. Amin. Lăudat să fie Iisus și Maria. Iar acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu. Fraților prea iubiți, prin preacurata Fecioară Maria a venit în lume mântuirea. Să o preamărim pe Născătoarea de Dumnezeu și să înălțăm rugăciunea noastră către Fiul ei. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Fecioarei Maria, dăruiește sănătate și putere Sfântului Părinte Papa Francisc, Episcopului nostru Iosif și tuturor păstorilor noștri sufletești și binecuvântează-le munca și întreaga viață. Tu, care te-ai arătat în trup omenesc, sfințește rugăciunea și munca noastră ca să aducă roade veșnice. Dăruiește tuturor celor plecați din sânul familiei iubire statornică față de căminul lor. Fă să păstrăm în inima noastră, să medităm și să punem în practică cuvintele tale, imitând-o pe Sfânta Fecioară Maria. Binecuvântează munca medicilor și ajută în rezolvarea cazurilor grave. Dă-i bisericii harul să contemple tot mai profund sfințenia Maicii tale și să imite iubirea cu tot mai multă fidelitate. Dăruiește-le tuturor celor încercați harul să simtă ocrotirea de mamă a Sfintei Fecioare. Dăruiește-le tuturor pelerinilor veniți la sanctuarul tău de la Cacica mângâiere și speranță. Prin rugăciunile Maicii tale, cheamă-i pe toți frații noștri răposați să se bucure de vederea feței tale. Dumnezeule atotputernic, ascultă cu bunătate rugăciunea pe care biserica ta o înalță prin mijlocirea Născătoarei de Dumnezeu și dăruiește-le tuturor oamenilor îndurarea și pacea ta, prin Hristos Domnul nostru. Mai cine?
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Primește, te rugăm, Doamne, rugăciunile poporului Tău împreună cu jertfele oferite, pentru ca prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, Maica Fiului Tău, dorința nimănui să nu fie neluată în seamă, cererea nimănui să nu fie zadarnică, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pentru minunile săvârșite de tine în viața tuturor sfinților, dar mai ales se cuvine să preamărim îndurarea ta împreună cu Sfânta Fecioară Maria, înălțându-ți din inimi cântarea ei de mulțumire. Prin ea ai înfăptuit cea mai mare lucrare de pe tot pământul și ai arătat puterea brațului tău întregii omeniri. Atunci când ai ales-o pe slujitoarea ta smerită, ca prin ea să-l dăruiești neamului omenesc drept mântuitor pe Fiul tău, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Prin el te laudă corurile de îngeri, care se bucură de apururi înaintea feței tale. Primește-ne, te rugăm, și pe noi, pentru ca împreună cu ei să te laudăm cântând cu bucurie.
sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care Ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și i-a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul Meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui Meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea Mea. Misterul credinței. Moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim, până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer și așteptând a doua Lui venire, Îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu preafericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Maria, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, cu Sfântul Maximilian Kolbe și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, că această jertfă împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește-a întărim credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Iosif, cu Episcopul Auxiliar Petru, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați, și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde ne dăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos,
Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururia liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururia cu voi. Dăruiți-vă pacea.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe cel care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu suferi nici să intri în sfârșitul meu. Dar spune-mi numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Pentru primirea Sfintei Împărtășanii, vă veți apropia de preotul care este în proximitate. Preoții vor fi însoțiți de tinerii voluntari cu umbrelele desfăcute. Aveți și alții umbrele, da?
Să ne rugăm. După ce am primit tainele cerești, implorăm, Doamne, îndurarea Ta. După cum ne-ai dăruit bucuria de a o sărbători pe Sfânta Fecioară Maria, dă-ne și harul ca după exemplul ei să putem primi în spirit de slujire taina răscumpărării noastre, prin Hristos Domnul nostru. La rugăciunea euharistică pe care am rostit-o în cadrul acestei sfinte liturghii a treia, am spus următoarele cuvinte: ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Acesta trebuie să fie spiritul de comuniune, împreună să ne simțim ca o familie aici la Cacica. Rugăciunile care se vor continua pe parcursul pelerinajului vor continua la ora 16 cu Calea Sfintei Cruci, la orele 17 Adorația Euharistică, la orele 18 Sfânta Liturghie pentru tineri, seminariști și persoane consacrate și la orele 22 Privegherea Mariană, urmată de procesiunea cu lumânări în jurul sanctuarului. Pe parcursul acestor celebrări vom fi asistați de Părintele Cristian Blăjuț, predicatorul, și vă invit să vă rugați pentru el, ca Bunul Dumnezeu să-i dea putere, să-i dea cuvânt și acest cuvânt să cadă într-un pământ bun, într-un suflet curat, ca într-adevăr să plecăm zidiți sufletește de la acest pelerinaj. De asemenea, pe parcursul acestor celebrări, vom fi însoțiți și de corurile reunite de aici, din Bucovina. Aceste celebrări vor fi transmise prin intermediul RCS FM și Angelus TV. Când mai vorbiți acasă, puteți să le spuneți că ne pot urmări, mai ales cei bolnavi, neputincioși, care nu au putut să ajungă la Cacica. Vreau să vă anunț că noi, Parohia Romano-Catolică de la Cacica, am fost incluși în programul Casa Verde pentru panourile fotovoltaice. Nu putem să ne apucăm să le punem pe casă pentru că ne plouă în casă. Trebuie să refacem acoperișul. Dacă dumneavoastră veți cumpăra lumânări sau diferite obiecte religioase, amintiri din curtea sanctuarului, ne puteți da o mână de ajutor ca într-adevăr să putem renova și acoperișul. Tuturor vă urez să aveți parte de un pelerinaj binecuvântat. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Dumnezeu care în bunătatea Sa a voit să răscumpere neamul omenesc prin întruparea Fiului Său din Sfânta Fecioară Maria, să reverse cu îmbelșugare asupra voastră binecuvântarea Sa. Amin. Să vă însoțească pururea și pretutindeni ocrotirea Fecioarei Maria, prin care L-ați primit pe Dătătorul vieții. Voi care v-ați adunat astăzi cu pietate pentru a celebra sărbătoarea ei, să duceți cu voi darurile bucuriei spirituale și ale fericirii cerești. Amin. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Amin.